A trecut ceva timp de când a apărut pe piață acest model nou de mașină de găuri și înșurubat a celor de la Bosch. Această autofiletantă, cum îi spuneți voi, este GSR 18V50, dar niciodată nu este prea târziu pentru o prezentare. Astăzi vreau să o vedem și, bineînțeles, să o și testăm. Hai să vedem, în primul rând, care este pachetelul de livrare. Nu este unul foarte mare. Eu am varianta solo aici. Am pus eu un acumulator de la mine ca să am cu ce să vi-o prezint și să o testez. Vine în această cutie de carton. Înăuntru este și o inserție pentru această mașină, dacă vreți să o puneți, să o mutați într-o valiză de tip L-Box, aveți acolo bucata de inserție potrivită pentru această mașină și, nu știu, poate vreți să mai puneți o altă inserție pentru încărcător, pentru acumulator și așa mai departe. Găsiți în pachetul de livrare și această clemă pentru montare la curea sau la centura de porscure. Se montează fie pe partea stângă și, da, și pe partea dreaptă, văd care port, adică era firesc până la urmă să se monteze pe ambele părți și aici, habar nu am ce este, seamănă așa cu ca un fel de felicitare din aia, cum era odată, pe care o deschideai și începea să cânte. Da, decupat foarte frumos, dacă stau să mă gândesc, și aveți aici câteva modele de scule de la Bosch. Văd că sunt cu impact, da. Îl găsiți acolo, uite, mai aveți aici câteva modele, ca să vedeți cam ce mai au cei de la Bosch prin gamă. Hai să le dăm pe astea deoparte, că nu sunt foarte interesante, să vedem mașina și să mergem să o și testăm. Are motor brushless, bineînțeles. Are motor brushless această mașină, înseamnă că ar trebui să fie mai eficient, ar trebui să mențină mai rece la lucru, ar trebui să consume mai puțin curent din acumulator și ar trebui să aibă o durată de viață mai lungă, cel puțin așa spun datele. Pe urmă, are această mandrină metalică, pentru cei care aveți această fixație că vreți mandrine metalice. Uite, acest model are mandrină metalică, deschiderea de la 1,5 până la 13 mm. Inel de selecție a treptelor de cuplu, oferă 20 de trepte de cuplu plus una care înseamnă funcția de găurire, da? 20 pentru cuplul de înșurubare și o treaptă pentru găurire. Avem pe urmă un selector de unde putem să ne jucăm între cele două trepte de viteză. La treapta 1 avem 460 de rotații pe minut, treapta 2 1800 de rotații pe minut pentru atunci când avem nevoie să o folosim la găurire. Mă uitam că este confortabilă aici în zona mânerului, îmi place spre deosebire de modelele pe 12V, eu mă cam plângeam de ergonomia mânerului, dar văd că la acestea de 18 nu este cazul. Aici mâna îmi stă foarte, foarte bine și degetul mijlociu nu mi se întâlnește cu arătătorul. O pot acționa într-o manieră foarte, foarte confortabilă și îmi place și cum este desenat acest mâner, mai ales că este îmbrăcat parțial, dar suficient de mult și în acest silicon negru și îmi oferă un confort foarte bun al lucru. Vreau să văd și în partea asta, uite, de asta nu-mi plac mie modelele cu mandrină metalică, pentru că îmi trage vârful de greutate în jos. Deci, cei care aveți această fixație, vreau mandrină metalică, să știți că sunt avantaje și dezavantaje și vi le-am mai tot spus prin prezentările trecute. Când ai nevoie să înșurubezi așa, într-o parte, bineînțeles pe la nivel cu pământul sau acolo unde spațiul nu-ți permite, dacă ai mult de lucrat în această poziție de găuri, de înșurubat și așa mai departe, o să vezi că ți-ai fi dorit ca mandrina să fie din plastic. Asta și pentru că este cumva dusă un pic ea, adică se poate și observa. Sper că am un contrast foarte bun aici. E un pic deplasată spre vârf, iar aici în partea din spate e mai puțin. Adică dacă ar fi fost cumva echilibrată, motorul să fie dat el un pic mai în spate și mânerul ăsta să cadă cumva mai în jumate, atunci ar fi echilibrat foarte bine și centrul de greutate. În rest, la lucrul din această poziție nu simt niciun fel de disconfort în mână. Întrerupătorul, bineînțeles că este foarte ușor de acționat și este normal cu variator de turație. Lumina de lucru, deja ați văzut-o pentru că s-a aprins de câteva ori, este poziționată foarte bine aici jos, pentru că în felul ăsta vă luminează așa, exact în zona unde aveți nevoie să lucrați. E o treabă foarte bună asta. În schimb, o chestie care nu-mi place și am impresia că au adaptat cumva chestia asta de la cei de la DeWalt, acumulatorii joacă foarte, foarte rău în această mașină. M-am uitat și văd că nu au acei cilindri de gumă care erau de obicei puși pe aici pe undeva, în așa fel încât acumulatorul să stea foarte, foarte fix. Joacă foarte rău și cu ăsta de 18V GBA, joacă și cu ăștia Procore, adică de ce n-ar juca, că până la urmă au același tip de prindere, aceeași șină aici. Să încerc să văd dacă se vede foarte bine acolo. Deci au acest joc. Am înțeles ideea și dacă au luat-o, de exemplu, dacă au luat-o de la cei de la DeWalt, e ok. Dacă îți scapă de la înălțime,
pe jos, ca să nu pună presiune foarte mare pe mâneri, să se rupă de aici, de undeva, de unde ar fi zonele mai sensibile. O să, cel puțin în teorie, asta este ideea. Să sară acumulatorul, sare acumulatorul într-o parte, sare bormașina în altă parte și cumva o salvezi, nu o strici. Ideea ar fi că la cele care nu joacă acumulatorul, care au acumulatorul ăsta blocat așa, există posibilitatea ca acumulatorul ăla să nu mai sară de la șoc și atunci, cum ar veni, forța să se ducă în altă parte, pe aici, pe la mâneri, să crape, să se spargă și așa mai departe. Deci, ideea nu e rea, dar e cumva jenant. Adică, eu aș prefera totuși să nu joace. Și dacă o scap, nicio problemă. Acum, nu e un aspect foarte deranjant, dar s-ar putea să existe unii utilizatori care să nu prefere chestia asta. Cuplul are 28 de Nm cuplul soft și 50 de Nm cuplul hard. Cred că de asta de aici vine și denumirea 18V50 la cuplu, 50 de Nm cuplul maxim. Greutate 1580 de grame cu acest acumulator, procur 4 amperi oră, iar recomandările de lucru date de către cei de la Bosch pentru această mașină sunt găurirea în metal cu burghie până la 13 mm și în lemn cu accesorii până la 35 de mm. Mergem afară să vedem cum se comportă această mașină, folosind accesorii, bineînțeles, și în metal și, bineînțeles, în lemn. Vedem cum se comportă la înșurubare, vedem cum se comportă la găurire și așa mai departe. Hai să vedem testele și cum se descurcă această nouă jucărie. Eu îi spun nouă pentru că pentru mine nouă, așteptam să o testez. Nu este nouă, e lansată de ceva vreme, dar probabil că și pentru mulți dintre voi este tot nou. Hai să vedem cum se descurcă la teste. Sunt minus 7 grade în momentul ăsta afară, dar nu am încotro, trebuie să fac testele la acest GSR 18V50 pentru că se anunță zăpezi. Mi-am pus o mască la gură, s-ar putea să nu mă auziți foarte, foarte bine. Vreau să încep cu testele de înșurubare, bineînțeles, ca de obicei. Sunt pe treapta 2, sunt undeva la treapta 15 pe acest inel de ambreiaj. Am 4 holșuruburi din acestea de 6x70. Nu-mi fac probleme că nu le-ar băga, dar vreau să văd cum se comportă așa, băgând unul după altul, genul ăsta de holșuruburi. Hai să vedem. Acumulatorul folosit este Procore, 4 Ah, încărcat la maxim. Sper să nu îmi dea erori acum cu frigul ăsta de afară. Hai să vedem, astea 6x70, sunt pe treapta 2 și treapta 15. Hop! Da. Asta este motivul pentru care nu înșurubesc pe treapta 2 niciodată. Nu-mi place. Mai am 2. Nu pare să aibă probleme cu ele. Adevărul că sunt și mici. Trecem după aceea la ceva mult mai gros. Le scoatem. Uite. Fiind viteză mare, scapă atât la înșurubare, cât și, bineînțeles, la deșurubare. Hai să le vedem pe acestea două. 8160, rămân momentan pe treapta 2, dar m-am dus la 20. Hai să vedem dacă le poate băga la treapta 2. Torxul oricum merge mult mai bine. Patinează. Hai să vedem la treapta de găurire și tot treapta 2 de viteză. Nu l-a băgat până în capăt de tot, așa că o să mă duc pe treapta 1 la al doilea. Vedem, la ăsta n-ar trebui să aibă niciun fel de problemă. Da, deci le pot îngropa. Două de 6x200, hai să vedem așa cum se descurcă și cu acestea. Suntem pe treapta 1 acum. Primul ok, al doilea. Are destul de multă forță.
Am un 6x400, aș vrea să-l dau pentru că este lung și să văd care este comportamentul în sarcină prelungită. Nu prea mai am vârf la ăsta. Sper totuși că o să reușesc să fac cumva o gaură cu el. Și o să-l dau cumva într-o parte pentru că am pus eu aici 30 de centimetri de lemn, dar nu mi-ajunge. Țin cu ambele mâini. Până aici nicio problemă. Trecem la diametrul de 10. Hai să vedem și cu 10. Și primul este, op, mi-a căzut unul din cele 3. 10x200. Hai să vedem așa. Zece ori 240. Îmi place că se răcește foarte bine, suflă un aer pe la ventilațiile astea. După ce că bate vântul foarte tare, mai îmi fac și eu curent cu bormașina. Hai să vedem și cu cel mai mare, cel mai gros pe care l-am, tot 10, dar cu 300, 10 ori 300, hai să vedem așa. Cred că am nimerit un not. Îmi mișcă capra cu tot cu lemne. Deci e foarte puternică. Ia uite. Da. Am înghețat un pic și mâna, dar noroc că mă încălzesc pe ul și ruburi. Acestea sunt fierbinți. Ne mai încălzim puțin. Trecem la găurire. Hai să vedem și la găurire cum se comportă. Aici la găurire o să o solicit puțin, am această grindă de 10, de regulă nu prea dau un 10, dau un 5, dar nu mai am niciuna de 5. Da, mi-a căzut și burghiul de frig ce mi este. Haideți să vedem, începem cu ăsta elicoidal de 16 mm, treapta 1, treapta de găurire. Hai să vedem așa cum reușește să găurească prin această grindă de 10. Mm. Mm. 22. Mm. 25 mm. Mm.
A doua oară când îmi scapă din mandrină aceste burghie cu coadă hexagonală. Impresia că nu strânge foarte, foarte bine. Să mai încerc să dau unul. Am strâns-o cât am putut de bine mandrina, dar este a doua oară când îmi cade burghiul din ea. Forță are, incredibil de multă. Hai să vedem și cu acestea tip spadă, 35 și 38 de milimetri. Unde să găsesc un loc curat fără nod. Aici. Da, nicio problemă cu asta de 35 de milimetri, mă așteptam să o pună mai multă rezistență, dar văd că merge foarte, foarte bine. Hai să mai dau unul, 35 milimetri. Hai să vedem și cu 38 mm. Îl dăm aici undeva. Încerc să mă ferez de un nod pe care l-am văzut un pic mai jos. Hai să vedem cu 38. Da, deci este clar că dacă aș avea și mai mare, ar merge și cu diametru mai mare fără probleme. Deci 38 de mm e maximul pe care l-am la burghiul spadă. Bun, acum că ați văzut și testele, mi-ar plăcea tare mult să vă citesc comentariile jos în secțiunea de comentarii, bineînțeles, despre această mașină, cum vi se pare ca model, cum vi se par aspectele pe care vi le-am semnalat și pro și contra, pentru că asta încerc să fac. Eu așa consider că trebuie făcut un review, trebuie să spun și părțile care mi se par foarte ok, trebuie să spun și părțile care sunt mai puțin ok, pentru că nu există sculă perfectă. Spuneți-mi cum vi s-a părut și la teste. Mie mi s-a părut că s-a descurcat foarte, foarte bine la teste, mă așteptam cumva să fie foarte eficientă în partea de teste. Dacă vă place, dacă vă interesează, bineînțeles, dacă vreți să eventual să o înlocuiți pe cea veche sau poate nu aveți și vreți să vă cumpărați o bormașină din aceasta pe acumulator din gama celor de la Bosch pe 18V, jos în descriere v-am lăsat și linkul, trebuie doar să îl accesați. Veți ajunge în pagina celor de la tools.store.ro, cei care mi-au și oferit această mașină pentru prezentare și teste. Vedeți acolo cât costă și alte informații despre această mașină de găuri și înșurubat de la Bosch. Până data viitoare, mulțumesc tare mult pentru vizionare, vă doresc mult chef de treabă și numai bine!